Deși are o agendă extrem de încărcată, premierul Victor Ponta a ținut să efectueze o vizită și la cabinetul deputatului de Giurgiu Nicolae Florian din cartierul Tineretului. Ponta a fost primit în mod tradițional cu pâine, sare și un buchet de trandafiri roșii. Mulțumesc, bine v-am găsit! Și Dumnezeu să vă binecuvânteze tot ceea ce faceți! Să avem minte multă! Bună ziua, bună ziua! Gost din asta? Da! Mulțumesc, bună ziua! Evenimentul a fost prilejuit și de inaugurarea cabinetului parlamentar al deputatului Radu Popa, moment care i-a permis premierului să mai și glumească. Ca în Biblie, a zis, fii un risipitor când se întoarce acasă, îi tai vițelul cel gras. Acum aveți să nu mai fii încă o dată risipitor. Te rog frumos, că al doilea vițel nu-l mai tăiem. Da? Eu nu vreau decât să vă zic că am încercat, le-am spus și celorlalți la port și o să vă spun de fiecare dată. Vreau un PSD care să strângă cât mai multe forțe, să nu există cât mai puțină ceartă și vă văd la europarlamentare. Eu cred că oamenii vor să voteze PSD, condiția ca liderii să dovedească că nu se mai ceartă și că pot să se împace. Și dacă se întâmplă lucrul ăsta, o să câștigăm. Dacă nu, găsim alți lideri mai buni. Dar eu cred că nu o să fie cazul. Eu cred că oamenii aici au votat mult timp cu PSD. Nu vreau decât să vă urez succes. Da? Vă mulțumim. Mulțumesc. Cabinetul e frumos, adevărul e. Totodată, deputatul Nicolae Florian l-a asigurat pe Ponta că va face tot ce este necesar pentru ca Giurgiu și giurgiuvenii să o ducă mai bine și va încuraja autoritățile locale și județene să atragă fonduri europene. Domnule președinte, eu vă asigur că majoritatea giurgiuvenilor sunt simpatizanți, dacă nu membrii PSD, și vă asigur că la viitoarele alegeri, așa, PSD-ul va fi pus la locul lui, la loc de cinste, pentru că suntem un județ, suntem un oraș cu multe nevoi și vrem să participăm la accesarea tuturor proiectelor care țin de dezvoltarea noastră. Încântat de vizita de lucru de la Giurgiu, Victor Ponta a promis că va reveni și speră să audă despre Giurgiu numai vești bune.